je vais parler en français et vous allez avoir une traduction simultanée. En français, dar veți avea traducere simultană. Cher public, merci d'être venu ici. Dragi membri ai publicului, vă mulțumesc pentru urgent că ați venit în număr atât de mare. Nu reste assez peu de temps pour vous expliquer ce qui est votre travail, mais je vous conseille de vous raconter sur le livre. Puțin timp să vă explic cu ce am semnat munca mea, dar vă sfătuiesc să vă aplicați asupra cărților. Je vais juste préciser deux ou trois petites choses. O să vă spun doar câteva lucruri, pe scurt. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que le communisme a fait tant de bord. Cum de a făcut comunismul atât de mulți morți? Sunt motivele pe care le-a explicat Gabriel Luceanu, și anume, deculpabilizarea ființelor omenești. Am fost învățați să nu ne ucidem aproapele, dar comunismul, pentru că l-a dat voie oamenilor să ucidă în numele acestui paradis pe pământ, a comis acestea crimă. Există și un motiv practic. Le communisme a innové un système qui n'a jamais été appliqué et qui j'espère ne sera plus jamais appliqué dans cette part. Și care cred, de care sper să nu mai auzim, care sper că nu va mai fi aplicat în istorie. Odată ce comuniștii au preluat puterea, au dus un război civil permanent împotriva propriului popor. Niciun regim, nicio ideologie nu mai făcuseră asta înainte. Și acest război civil permanent este cel care explică numărul uriaș de victime. Pourquoi cette guerre civile permanente? De ce acest război civil permanent? Pour une raison, encore une fois, c'est simple. Încă o dată, motivul este foarte simplu. Les gens qui ont pris le pouvoir, cei care au preluat puterea în diferitele țări comuniste, étaient toujours minoritaires. Erau întotdeauna în minoritate. C'est le cas à partir de 17, vous l'avez en Chine. Începând cu Revoluția Bolșevică din 1917, apoi în China, în Vietnam, et bien sûr dans votre pays, și bineînțeles în țara dumneavoastră, deși la dumneavoastră comunismul a sosit, cu armata roșie. Deci, minoritari în țara lor, ei au trebuit să-și impună ideologia întregii țări. Deci, în loc să adapteze ideologia la realitate, au adaptat realitatea la ideologie. Și ideologia a devenit stăpână și toți cei care nu intrau în cadrul acestei ideologii trebuiau să fie eliminați. Dar cum l-a spus foarte bine Gabriel Luceanu, ceea ce este îngrozitor în comunism, în raport cu alte sisteme totalitare, cum ar fi nazismul, de exemplu, în nazism, inamicul este desemnat o dată pentru totdeauna, și anume rasa inferioară, noi suntem poporul ales, ceilalți sunt rase inferioare, în special evrei. Voici donc l'ennemi désigné. Iată, deci inamicul desemnat. În comunism, inamicul ia foarte multe forme. Un jour ce sont les paysans, într-o zi sunt țărani, în altă zi intelectuali, burghezi, clerul, membrii partidului chiar. Acest lucru este numit de mine lupta de clasă permanentă. Și atunci responsabilitatea îi revine, bineînțeles, lui Karl Marx. Din momentul în care Karl Marx a spus că lupta de clasă este motorul istoriei, asta înseamnă că dacă vreți să avansați în istorie, trebuie să faceți luptă de clasă. Deci, acesta este și unul din motivele pentru care aceste crime sunt atât de greu de identificat, pentru că numărul victimelor este foarte variat. Atunci când e vorba de nazism, se știe că sunt evrei, sunt țigani, sunt toate popoarele sau rasele care sunt considerate inferioare. Doctrina este identificabilă în regimul comunist, pentru că există clase sociale diferite care sunt toate victime. Se face această ceață, înțelegerea crimei este îngreunată de această ceață. Deci, am inventat un cuvânt care poate să-și urmeze cursul în istorie, nu știu deocamdată, sper acest lucru, pentru că este singurul cuvânt care ne permite să înțelegem, să înglobăm crima și să înțelegem magnitudinea ei, termenul de clasicid. Pentru că este o crimă de clasă. Deci, acest clasicid este cel responsabil pentru aceste milioane de morți. Je finirai, parce que malheureusement, timpul
a fugit. Nu parce que c'est mon livre, parce que c'est votre histoire aussi. C'est notre histoire. Dumneavoastră, este istoria noastră. Nu vorbesc numai despre cartea mea, vorbesc despre istoria noastră. Și ar trebui să o cunoaștem dacă vrem să avansăm. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce que je viens déjà de dire permet de comprendre pourquoi la mémoire de ce crime est si difficile. Ne permite să înțelegem de ce memoria acestei crime este atât de dificil de stabilit. Pentru că este foarte greu să vezi câte victime au fost. Pentru că numărul este imens și pentru că victimele intră în categorii foarte diferite. Mais aussi, c'est une des raisons principales. Și unul din motivele principale. Parce que ça nous interroge tous. Este faptul că ne privește pe toți. Ne ridică întrebări tuturor. Și atunci aici mă alătur lucrurilor pe care le-a spus Gabriel Lucian înainte, a te pune întrebări în legătură cu comunismul și în legătură cu practica sa și cu ceea ce s-a întâmplat și cu speranța reprezentată de el, înseamnă să ne interogăm pe noi înșine, să punem în chestiune chiar omul. Și atunci, bineînțeles, există vinovați reali, conducătorii partidului, conducătorii poliției secrete, călăi, membrii partidului în cadrul general, toți. Dar, în afară de ei, și de aceea memoria aceasta este atât de dureroasă, există și complicitate, și vorbesc de noi aici, vorbesc de occidentali din Europa de Vest, în Occident, de democrați. Complicitatea a fost generală în raport cu această problemă. Bineînțeles, sunt oameni care sunt mai vinovați decât alții, dar fie că am închis ochii, fie l-am uitat în altă parte, fie pur și simplu nu ne-a interesat subiectul. Această crimă care s-a desfășurat în văzul tuturor, dacă pot să spun asta, pentru că putem să știm, întotdeauna s-a putut cunoaște ce s-a întâmplat, nu se poate stabili, nu se poate clarifica, pentru că este vorba de memoria noastră și de conștiința noastră vinovată care sunt puse în chestiune. Și dacă am putea să rezumăm comunismul în două cuvinte, aș spune că am trecut de la speranța ideologiei la conștiința cea rea a umanității. Pentru că ideologia a fost aplicată între cele două momente. Deci, este o istorie dureroasă, de unde și toate mecanismele care încearcă să nege această crimă, să o minimizeze, din nefericire sau din fericire, pentru mine sunt foarte optimist, deoarece cred fundamental că istoria sfârșește întotdeauna prin a învinge. Spun istoria, nu spun adevărul, adevărul este altă problemă. Spun istoria, și anume stabilirea faptelor recunoscute, faptelor împlinite, care fac parte din memoria umanității. Istoria nazismului a fost stabilită. Astăzi, sunt persoane care poate se reclamă de la nazism. Sunt și foarte mulți oameni care fac același lucru în legătură cu comunismul. Deci, adevărul istoric a fost stabilit în ceea ce privește nazismul. Acum trebuie stabilit adevărul istoric și în legătură cu comunismul. Am încredere pentru că cred că istoria își urmează cursul, chiar dacă acest lucru durează mult. Am încredere că această poveste nu va trece neobservată, este imposibil. Nu putem să o lăsăm deoparte dacă vrem să continuăm ca umanitate. Deci, povestea aceasta ne atinge pe toți, ne interoghează pe toți și în raport cu această istorie trebuie să ne punem întrebările esențiale în legătură cu credințele noastre, cu locul nostru în lume, cu felul nostru de a aplica aceste credințe. Și îmi doresc și știu că acest lucru va fi făcut în cele din urmă. Vă mulțumesc!